Lipsa ploilor în unele regiuni ale țării a afectat grav nu doar recolta de grâu, dar și cea de porumb și floarea soarelui. Fermierii spun că situația este destul de complicată, iar de pe unele terenuri nu vor avea ce strânge. Iată de ce unii au început deja pregătirea câmpurilor pentru semănatul de toamnă, mult mai devreme decât anul trecut. Aceste condiții, agricultorii mizează pe sprijinul oferit de guvern. Nicolae Sprânceană din satul Hârtopul Mare, raionul Criuleni, are semănat în jur de 700 de hectare cu cereale din grupa a doua. 30 dintre ele sunt cu porumb pentru semințe. Din lipsă de umiditate, acestea nu s-au dezvoltat. Fermierul preconizează să facă din ele silos pentru animale. Grupa a doua ne așteaptă tot ce a fost prima grupă, din cauza că nu au fost precipitații. Roada e dus tet. Porumbul să-l dăm la silos. Dacă părere de rău, vindem fermă și nu știu ce o să facem cu siloza. Porumbul de semință în jur de vreo 30.000 de lei hectarul. Nu mai soldează nimic la moment, fiindcă el e uscat atât, e aruncat în schic. Situație similară și pe cele 200 de hectare semănate cu porumb furajer. Printre rânduri sunt formate găuri enorme din cauza secetei. Am măsurat adâncimea crăpăturilor cu greutate sus la 60 cm. În pământ uscat. Crăpăturile sus până la 60 cm, mult jumătate de metru. Problema care... Nu știu, 30-40 de milimetri să avem, minimum, dar noi n-am avut nimic. Nu avem nimic aici, ca să o să vedeți, dar e compromis 100%, chiar să ploaie cu aur, că nu putem face nimic. O să facem silos. Câțiva strop de ploaie ar mai putea influența doar lanurile de floarea soarelui, însă nu semnificativ. La câmpul dat, cred că nu, pur și simplu, poți mai am ceva să strângem în jur până la o tonă, dacă o fi. Dar chiar am ploiesc la 2 metri, că e un soi, un hibrid foarte bun. Dacă vedeți, e un șipta florie. Acum, dacă o fost ăștia, nu s-a dezvoltat practic de fel. Singura recoltă pe care o va strânge fermierul în acest an sunt cele 10 hectare cu porumb furajer semănate în altă zonă, acolo unde a plouat îndeajuns și la timp. Un kilometru distanță între câmpuri, am avut două ploaie și au fost la sfârșitul mai, am avut în jur 20 de milimetri. Și în iunie, la sfârșit, am avut și zona asta, au plouat, și porumbul 10 hectare. În jur de 5, minim 6 tone, cred că sunt format două păpuși, porumbul e normal, e dezvoltat, culoarea verde. Fermierul spune că ajutorul preconizat din partea statului este mai mult decât binevenit, întrucât în acest an s-a ales cu cheltuieli enorme. Ar fi binevenit să ne întoarcă măcar semințele, gerbicidele, pesticidele care au fost introduse, dar suntem în așteptare. Știți, săranul rabdă tăți. Închipuiți-vă dacă noi, toate rezervele care le-am avut, credite care au fost luate în primăvară, au fost introdus în pământ cu scop cu luna iulie-august, de la prima grupă, de la două grupă, să revină bani, să achităm creditele, motorina și preparatele care le avem și să avem și lucrat mai departe. Fiecare hectar pentru a-l ara, pentru a-l pregăti pentru anul viitor sau pentru a-l însămânța, necesită de la 2.000 până la 5-6.000, depinde și o să semănăm. De această părere sunt și alți agricultori din regiune. Și ghinica mea, ca clar, asta. O venit timpul ăsta și să facem. Dacă nu poți ploi, nu poți sește pe toată locul. Porumb ia ca cum șede, rășede. Am vrea, dar dacă nu știu, fiecare pregătim mai material. Nu știu să ne ajute, dar eu știu. Vrem să ne ajute. Guvernul va aloca aproximativ 300 de milioane de lei agricultorilor care au suferit în urma secetei și grindinei. Pentru un hectar reînsămânțat, guvernul va acorda 1080 de lei. Pentru un hectar semănat cu grâu afectat în proporție mai mare de 60%, 1000 de lei. Pentru un hectar de orz, 1020 de lei, iar pentru un hectar cu rapiță, 1400 de lei.